Hei, tot la IFA, tot la Berlin, la standul celor de la Lexon, unde am învățat câte ceva de la domnișoarele care lucrează aici, înainte să vă povestesc și vouă. Mie mi-a captat atenția acest device, însă vreau să vă povestesc câte ceva despre compania asta. Am înțeles că este o companie care e pe piață de undeva de 27 de ani, din Franța. Partea interesantă este faptul că se folosesc de foarte mulți designer tineri pentru produsele lor. De fapt, pe lângă partea multimedia, pe lângă partea de inovație pe care o integrează în produsele lor, ca pentru acest Mino, care este un speaker Bluetooth portabil, cel mai interesant este ce înseamnă designul pentru aceste produse. Arată foarte, foarte drăguț, după cum le vedeți. Sunt niște boxe portabile prin Bluetooth care au trei funcții. Odată, au partea de muzică, după cum se poate auzi. Sper că se aude. Apoi, odată conectat prin Bluetooth cu telefonul mobil, apăsând pe butonul acesta, poate declanșa camera telefonului, deci funcționează și ca shutter button. Și se poate conecta în pereche cu alt Mino, după cum se vede aici. Ca să ai sunet stereo și să le poți pune, de exemplu, într-un capăt și în celălalt al camerei. Mi s-a părut foarte interesant, costul de intrare pe piață, din câte am înțeles, e undeva la 29 de euro în varianta asta simplă sau 59 de euro în varianta asta cu două boxe. Firma asta din Franța mai face și alte produse interesante pe care vreau să vi le arăt. Odată acest speaker Bluetooth care se numește Tico, înțeleg că este de foarte mult timp pe piață, o să googleuiesc treaba asta, pentru că cei de aici de la stand mi-au spus că ar fi un produs care se găsește inclusiv la MoMA în New York, în muzeu, pentru partea de design. E, după cum spuneam, de foarte mult timp pe piață. Este practic un radio portabil cu funcție de Bluetooth care rezistă și la apă și se găsește în mai multe variante de design. Și ăsta are un design de la Marc Bertier, care înțeleg că este un designer foarte, foarte celebru. Și mai avem o chestie care, după cum se vede, a câștigat premiul pentru Red Dot Design Best of the Best. Se numește Flip, tocmai pentru faptul că este un ceas cu alarmă, care atunci când sună dimineața, dacă este întors pe partea cealaltă, întrerupe alarma și, după cum puteți vedea, și ora se întoarce în funcție de poziția pe care o are. Sunt foarte, foarte multe alte produse, cum ar fi, de exemplu, și această boxă portabilă. Jur că n-am înțeles care e denumirea, însă înțeleg că acest produs a fost vândut celor de la Armani, care l-au luat exact în forma asta, l-au făcut culoarea neagră și îl vând în magazinele lor. A, uite, că scrie Coupe, da, gata, bine că am rezolvat și cu asta. E o boxă portabilă care se axează foarte mult pe partea de design. Designul de la chestia asta pare furat de la Google Home, dar asta e altă discuție. O companie care mi-a plăcut foarte mult prin forma de organizare și de prezentare. E un stand foarte călduros și primitor, ca să zic așa. Pe mine m-a cucerit această boxă mică, acest Mino, care e un produs foarte interesant, atât prin design cât și prin funcționalitate. Și sper că v-a plăcut acest clip. Bineînțeles că rămânem la IFA și ne vedem și zilele următoare cu clipuri noi și interesante. Eu sunt Sorin, te salut și până la următorul clip, toate cele bune. Pa, pa!